În episoadele anterioare ți-am prezentat diafragma și timpul de expunere. Acestea sunt singurele care controlează cantitatea de lumină ce ajunge în aparatul foto. Acum e momentul să devii expert în ISO, care denotă sensibilitatea la lumină a filmului aparatelor de fotografiat vechi, dacă mai ai așa ceva, respectiv sensibilitatea intrinsecă a camerelor digitale. Atenție! ISO nu modifică sensibilitatea senzorului la lumină, așa cum găsești greșit pe internet. Cu cât ISO e mai mare, cu atât crește electronic luminozitatea fotografiei, dar se pierde din calitatea imaginii. Așa că ai obținut și tu astfel de imagini, fie granulate, fie cu o claritate redusă și culori pioștite. Cât de mult poți crește ISO? În ce condiții vrei să faci asta? Și cum se compară cu intensificarea digitală a luminozității pe calculator a imaginii RAW? Vizionează până la final pentru a afla, fiindcă îți ofer și o idee bonus. Ai setat diafragma pentru câmpul de profunzime dorit, ai ales un timp de expunere potrivit pentru subiect și acum observi că imaginea e prea întunecată și ai rămas cu o setare neatinsă. ISO. Majoritatea aparatelor foto au ca ISO de bază numărul 100. Asta înseamnă că 100% din lumina receptată de senzor este salvată ca imagine. ISO poate fi dublat, triplat sau mărit de 100 de ori în funcție de performanța senzorului pentru a intensifica electronic luminozitatea fotografiei atunci când diafragma și timpul de expunere nu se mai pot mări, adică atunci când nu ai suficientă lumină. Dacă măresc ISO de la 100 la 200, dublez expunerea, adică am mărit-o cu un stop. Dacă dublez iar, ajung la 400 și imaginea arată corect. Dar până la ce valoare pot ridica ISO? Acest aparat poate crește ISO până la 6400, în timp ce alte camere îți permit să folosești valori astronomice, precum 312.000 sau chiar mai mult. Totuși, odată cu mărirea luminozității, devine mai vizibil zgomotul de imagine, adică apar acești burici. Se pierde din claritate și din saturația culorilor. Atenție! ISO nu generează zgomotul de imagine. Buricii sunt acolo și la ISO 100, doar că sunt invizibili. Internetul îți va spune că intervalul dinamic al aparatului scade cu fiecare stop de ISO. Nu e adevărat pentru toate camerele. După ce am realizat 5 teste cu două aparate diferite, nu s-a observat nicio diferență de dynamic range, doar zgomot mărit în umbră. Cu cât aparatul este mai performant, cu atât imaginea arată mai bine la valori mari de ISO. Performanța aparatului este redată de senzorul său, iar performanța senzorului este redată de obicei de mărimea sa. Cu cât senzorul este mai mare, cu atât înregistrează mai bine lumina, deoarece captează fizic mai mulți fotoni. Îți spun și despre senzori mai târziu. Mai întâi, hai să luăm niște exemple simple. Atunci când ai suficientă lumină, folosește ISO-ul de bază al camerei, care e de obicei 100. Această imagine are cea mai bună calitate tehnică pe care o poate înregistra aparatul, deci o luăm ca referință. Va trebui să mărești puțin ISO la 4800 și ziua, când micșorezi mult diafragma sau timpul de expunere. Nu-ți fie teamă să faci asta. Acum să mergem în extremă și să folosim ISO-ul maxim al aparatului. Diferența de calitate e de la cer la pământ. Se vede că imaginea cu ISO 6400 arată foarte rău. Dar aș fi preferat să folosesc ISO mic în acest caz? Evident că nu. Mai bine zgomot decât beznă. Îți spun și un mic secret. Zgomotul de imagine este mai estompat în zonele clare și bine iluminate. Iată cum arată aceste două poze, ambele făcute cu ISO 1600. Deși tehnic e identic, zgomotul este mai vizibil în dreapta. Totodată, buricii sunt mai mici în zonele clare. Bun, iar acum întrebarea întrebărilor. Ce ISO maxim pot folosi pentru ca imaginea să aibă un zgomot acceptabil? Răspunsul depinde de aparat, dar te poți ghida după valorile ce ți le dau aici. Aparatele cu senzor full frame pot ridica liniștit ISO la 1600 și imaginea să arate impecabil. Totuși, nu îți recomand să treci de ISO 6400 decât în cazul aparatelor de top sau la nevoie. Un senzor APS-C are laturile de 1,5 ori mai mici și deci este de 2,3 ori mai slab. Astfel, imaginea e foarte bună până la ISO 800 și poți folosi ISO 3200 dacă ai nevoie. Pune pauză pentru a analiza detaliile. Un senzor Micro Four Thirds are laturile de 2 ori mai mici decât un senzor full frame și deci este de 4 ori mai slab în lumină slabă. Imaginea arată excelent la ISO 400 și îl poți ridica la 1600 când ai neapărat nevoie. Telefoanele inteligente au senzor cu latura de 5 ori mai mică decât un full frame, deci sunt de 20-30 de ori mai slabe în lumină slabă. Nu îți recomand să treci de ISO 200 dacă dorești o calitate tehnică bună. De menționat că aceste valori sunt doar orientative, subiective și relative în funcție de aparat.
Un APS-C de ultima generație este mult mai performant decât un full frame de acum 10 ani. Verifică zgomotul produs de aparatul tău la fiecare stop de ISO. Până la urmă, tu decizi dacă poza e prea zgomotoasă. Din fericire, zgomotul de imagine poate fi diminuat pe calculator folosind opțiunea de Noise Reduction. De menționat că se pierde puțin din claritatea imaginii și din culori în momentul aplicării acestei funcții. Nu vrei ca imaginile tale să arate spălăcite din cauza exagerării acestui efect, așa cum fac deseori telefoanele. Noise Reduction și Color Noise Reduction sunt funcții independente care se folosesc împreună. Color uniformizează culorile din imagine, eliminând aceste puncte multicolore. Noise Reduction se ocupă doar de detalii și uniformizează diferențele de luminozitate dintre pixelii vecini. Înainte de a încheia, vom clarifica ceva important. Ce se întâmplă dacă fac o poză cu ISO greșit? O mai pot recupera pe calculator? Răspunsul depinde de aparat și de cât de mare e eroarea. Să luăm acest exemplu. Fac o poză cu ISO 100 în loc de ISO 400. Nicio problemă, pe calculator pot incrementa expunerea cu două stopuri. Dar imaginea iluminată digital pe calculator arată la fel ca imaginea făcută direct din aparat cu ISO 400? Sunt asemănătoare. Deci, în acest exemplu, da. Dar dacă trebuia să fotografiez de fapt cu ISO 1600? Dacă iluminez poza pe calculator cu 4 stopuri, e mult mai rea decât dacă aș fi fotografiat cu ISO 1600 direct din aparat. Deci ai grijă să expui corect și să nu folosești un ISO prea mic, mai ales în lumină slabă. Hai să vedem și invers. Dacă am ars imaginea folosind ISO 1600 în loc de ISO 100, dacă pe calculator scădem expunerea cu 4 stopuri, imaginea este cam la fel de puțin zgomotoasă ca și când aș fi folosit ISO 100, dar am pierdut din intervalul dinamic. Deci nu e bine să folosești nici un ISO prea mare, alt motiv pentru care te încurajez să faci poze bune direct din aparat. Te avertizez că în aceste exemple ți-am prezentat imagini în format editabil RAW, nu JPG. Imaginea JPG nu poate fi recuperată calitativ decât cu una două stopuri. Iată ideea bonus. După ce alegi un ISO maxim pe care ai fi dispus să îl folosești cu aparatul tău, poți fotografia cu ISO automat și doar să-i configurezi valoarea maximă pe care să o folosească. Aici îl limitezi la 12600. Scurtă recapitulare. Când setezi aparatul, concentrează-te mai întâi pe diafragmă și timp de expunere, pentru că acestea controlează cantitatea și felul în care lumina ajunge pe senzor. Adaptează ISO pentru a corecta expunerea, dar ține-l cât mai mic. Dacă zgomotul e prea mare, mărește celelalte două setări sau fă rost de mai multă lumină. Dă un like acestui episod dacă ai învățat ceva, oferă-mi un feedback în comentarii și să ne vedem cu bine în sezonul următor cu un concept mult mai important decât aceste setări, și anume, compoziția. Până atunci, dacă dorești să obții imagini mai bune în lumină slabă, te invit să urmărești în continuare acest clip. Spor la fotografiat!